Pecetul Duhului. E timpul să-L căutăm pe Domnul și sfințenia Lui să o trăim în viață. Căci timpurile, iată, grele, cu toții vedem ce alții ne stă în față. Păcatul e acum la culme, cum niciodată nu s-a gândit. Cel rău răgnește cu putere, căci timp mai are așa puțin. Din toate Dumnezeu e scos și ceea ce se știa că-i bine, acum de tot este întors și mulți numesc azi răul bine. Atâta sete de averi, de glorii, vedem în jurul nostru tot mai des. Puțin mai caută pe Domnul, atât de rar găsești un om ales. Până și cei ce cred în Domnul și știu că ziua revenirii e în curând, nu mai vechează, ci îi prinde somnul, fiindcă în al lor trăire sunt înfrânți. Antarele închinării sunt uitate, vorbim de ele ca despre un vis, o altă viață, cu alți oameni poate, nu-i pentru noi acum tot ce este scris. Justificăm a noastre fapte slabe, cum că aceste vremuri grele sunt. Ne văităm că nu-i acum niciodată ai noștri părinți ne povesteau plângând. Avem de toate, trăim în bună stare, ne vedem mari, dar suntem așa de mici, căci dragostea, credința și nădejdea în inimile noastre azi s-au stins. O, Doamne, dă-ne un suflu nou în viață și aprinde candelele ce s-au stins. Mai lasă al Tău har ca altă dată să fim în aceste vremuri de neînvins. Învață-ne să numărăm a noastre zile, căci vremurile care vin mai grele sunt. Cât harul este dat peste popoare, să-L prețuim, să-L chemăm, să te slujim. Pământul i-a dormit în noapte, suntem chemați ca să privim în sus, lumina noastră viu să lumineze, să avem al nostru far nestins. Căci iată, în curând peste popoare se va vedea că Domnul este viu și însuși mielul slavei va apare să judece pământul celor vii. Așa puțin mai e acum din noapte, cerul printre nori este deschis, dar doar cei cu dor, cu viața închinată, văd pe Iisus și-L așteaptă pregătiți. Ceasul lumii i-a ajuns spre dimineață și strâmbița sunava în curând, în zorii albei dimineții Iisus veniva să-și ia mireasa Lui de pe pământ. Cu dor și cu ardoare o va duce acolo în slavă, în etern, nespus. Cu El va sta la masă, ca la nuntă, sărbând viața nouă în paradis. Toți cei sfinți răsplată în dar primivor, atunci se va vedea cât au lucrat. Tot ce au trăit în viață vor fi uitate. Va rămânea doar ce s-a adunat. Să strângem, dar acum roade multe, lacrimi poveri să ducem cu cântări, căci ziua scumpă a revenirii vine și vom pleca curând spre alte zări. Amin. Amin.